Republica Moldova are nevoie de învățământ de calitate înaltă pentru a reuși cât mai repede să ajungă parte a Uniunii Europene. Astfel, România continuă să ajute țara noastră și în procesul educațional în cadrul unei conferințe de presă comună a rectorilor Universității de Stat din Moldova și Universității din București. Au fost prezentate proiectele comune pentru anii 2023-2024, printre care dezvoltarea parteneriatelor, oferirea de burse internaționale și schimbul de experiență dintre cele două instituții. Cu ajutorul României, deja de câțiva ani, Universitatea de Stat din Moldova realizează diferite proiecte importante pentru instituție. Astfel au fost modernizate mai multe săli de curs, a fost renovată o aulă, iar pentru studenții de la jurnalism a fost creat un newsroom dotat cu echipamentul necesar pentru producerea știrilor. Colaborarea universităților în mod direct prin schimb de studenți, bune practici, cadre științifice și didactice, programe de studii, și eforturi comune în care am putea să participăm împreună cu Universitatea din București la proiecte europene. Pentru aceasta mai trebuie să niște eforturi. Tot astăzi, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și Facultatea de Drept a Universității din București au adoptat o rezoluție comună care prevede realizarea conferințelor, organizarea și desfășurarea lecțiilor publice, seminarelor și meselor rotunde între cele două instituții. Vom încerca să sprijinim în continuare în procesul de integrare europeană Universitatea de Stat din Moldova și alte universități din Republica Moldova, pentru că, așa cum s-a spus deja, rolul universităților în procesul de integrare este extrem de important. Anul acesta vom avea proiecte și cu alte universități din Republica Moldova și din România. Trebuie să promovăm și să susținem cultura noastră comună. La eveniment a participat și consilierul președintelui României, potrivit căruia Klaus Iohannis sprijină constant reformele din țara noastră, inclusiv pe cele din învățământ. Președintele României, salutând inițiativa celor două universități, a subliniat rolul pe care educația și educația universitară, învățământul superior, îl joacă în parcursul european al Republicii Moldova. În perioada următoare, Ministerul Educației de la Chișinău și cel de la București vor semna un proiect comun care va permite profesorilor și cercetătorilor din instituțiile de pe cele două maluri ale Prutului să aibă acces la structurile de cercetare din România.